Radioamatorii ies din anonimatul frecvențelor. Cât de importante sunt intervențiile lor în timpul situațiilor excepționale, aflați în câteva clipe. Acum o săptămână, în localitatea Budești, a fost inaugurat un club al radioamatorilor. Până aici, parcă totul e clar, doar că pentru mulți dintre noi, această noțiune de radioamatorism e cam străină. Se pricep doar cei inițiați în frecvențe și fenomene fizice. Puțini însă cunosc cât de important este radioamatorismul, pe lângă faptul că este și educativ. În situații excepționale, cum ar fi cutremure, inundații sau furtuni puternice, atunci când toate rețelele de comunicație cad, frecvențele radio utilizate de amatori devin adevărate mijloace de salvare ale oamenilor, iar incidentele din ultimii ani au confirmat nu odată acest lucru. În august 2005, orașul New Orleans din statul Louisiana a fost devastat de unul dintre cele mai puternice uragane care s-au abătut vreodată asupra Americii de Nord. Cu un nume blând de femeie, Katrina a luat viețile a sute de oameni și a ruinat o infrastructură clădită de secole. Într-un oraș paralizat, fără curent și legături telefonice, mai puteau fi auziți doar cei care aveau o sursă alternativă de comunicare, stațiile radio. Așa, radioamatorii au ieșit din anonimatul frecvențelor și au salvat zeci de vieți. Mesajele lor erau preluate de echipele de intervenție, astfel încât operațiunile de salvare să se încununeze cu succes. S-a întâmplat și mai devreme, în 2001, în timpul atentatelor din 11 septembrie, când radioamatorii deveneau eroi alături de pompierii și polițiștii ce interveneau la turnurile gemene. I wouldn't say that we were heroes. We're doing our job. Just being out there, the sense of being part of the community and just helping out. If I've got the ability and I've got the time, why not? Asta s-a întâmplat peste ocean și probabil radioamatorii de acolo n-au renunțat la vocația lor, cum și cei din întreaga lume care ajung în prezent la circa 3 milioane. Există o experiență internațională bogată în care radioamatorii au intervenit cu competență la salvarea de vieți omenești. Iar cel mai recent putem vorbi despre colegii noștri din România. Acolo este foarte bine pus la punct rețeaua de radiocomunicații de urgență. Andrei Ciobanu este unul dintre cei 333 de radioamatori înregistrați oficial de la 1991 încoace de Centrul Național pentru Frecvențe Radio din Republica Moldova. Spune că din toți pasionații de unde, de la noi din țară, doar circa 50 mai sunt activi, iar cu atâția nu faci un adevărat sistem de comunicare de urgență cu serviciile de intervenție, mai ales că partea tehnică este și cea mai importantă. Nu fiecare își permite să-și procure stații radio, costul cărora începe de la $1000. De aceea a decis să revigoreze puțin câte puțin ramura care l-a consacrat. Здесь Елена, радио 1 киловатт, Борис Дмитрий, имя оператора Андрей. Пожалуйста, дайте ваш позывной еще раз. Андрей, Роман, Анна Тройка, радио Анна Тройка, Зинаида, Павел, Федор, на приеме, Андрей. Pasionat încă din copilărie de fizică, electronică și tot ce ține de megahertz, a deschis un club de radio amator pentru copii la Durlești în 2010, iar acum o săptămână a inaugurat încă unul la Budești, cu suportul radioamatorilor italieni care au donat clubului echipamentul necesar. Arrivederci, salutami tanto l'Italia, io ritorno mercoledì, ciao! Avem făcut legătura cu stațiunea din Italia, nord de Italia, lângă Milano, orașul este Novara, numai cu un radio, un cablu coaxial și o antenă care este un sirma, un fil normal electric. Pino Zamboli spune că nu odată radioamatorii au avut un rol crucial în situațiile excepționale. Eu personal am salvat un echipaj de 10 persoane, 2 persoane cu ajutor și 21 când a fost cutremur la 1980 la sudul Italiei. Pentru a educa o generație de radioamatori pasionați, nu numai de frecvențe, dar și dornici de a fi utili comunității din care fac parte, Andrei Ciobanu este gata să parcurgă drumuri lungi peste ocean. Chiar dacă e stabilit de 4 ani în Canada, acasă e prezent prin toate proiectele cărora le-a dat viață și care încă mai sunt schițate pe hârtie. Radioamatorismul oferă o deschidere către lumea întreagă. Radioamatorismul nu are nevoie de vise, pentru că radioamatorismul oferă copiilor o dezvoltare multilaterală. Prin radioamatorism, copiii învață noțiuni din geografie, fizică, astronomie, deci nu doar teoretic, ci și în mod practic. Atunci când lucrează în emisii cu stația radio, ia microfonul în mână, copilul iese din anonimat, își dezvoltă arta oratorică. În plus, ar fi o practică de educație inclusivă a copiilor cu dizabilități care pot comunica cu oricine de oriunde, fără impedimente. Astfel, cine își dorește poate deveni radioamator, doar să susțină un examen în acest sens și să obțină un permis special de la instituțiile competente. Și încă să învețe codul Morse, iar cel mai important să știe ce nu are voie să discute în eter. La radio poți vorbi orice în afară de religie, orice în afară de acțiuni comerciale sau cuvinte nepotrivite. Și mai puțin subiecte cu caracter secret și care ar putea crea disensiuni între popoare. Simplu de setat și ușor de utilizat. Așa o undă radio poate deveni una a vieții. O societate se dezvoltă dacă oamenii pun umărul ca lucrurile să se miște din loc. Suntem direct responsabili de viitorul nostru și de aceea este de datoria fiecăruia să facă ceva bun pentru comunitate.